Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Hai să opa. Ia uite, mă, pe băieți. De unde ați luat biciclete? Și eram sigură cumva că au luat biciclete și au plecat și că au ajuns fix înaintea noastră. Hai. Nu știți să mergeți pe bicicletă? Nu, eu nu. Nu înțeleg asta. Noi doi știam să mergem pe bicicletă. Ce-am făcut în toată copilăria? Pe bune? Nu cred! Serios? Bine, asta e parcare aici. Și mă simțeam super fericită că uite că l-am prins. Îi luăm la biciclet, clar. Hai. Păi stai, n-avem niciun... A, mergem direct? Da. Ne-am urcat, ne-am pus casca, ne-am luat bicicleta și voiam să plecăm. Când ne face semn cineva că, hei, acolo trebuie să ajungeți înăuntru. Și mi-am dat seama atunci că avem de făcut o misiune acolo. Deci, că plecarea își face efectiv. Mai mult, mai enorm. Eram asumat că o să încep să mă enervez pentru că știam că o să obosească. E normal, e omenesc să obosești, numai că... Dar de ce te enervezi, că nu înțeleg? Eu te vedeam pe tine că nu mai poți, că scurg apele și erai... Nu mai poți. Ne întoarcem pe principal. Stai că mor dacă fac așa până... Și nu e bine. Nu mai pot și... Bă, frate, mă gândeam, efectiv, eu mi-aduceam aminte. De ce nici măcar n-ai încercat în România să mergi pe un c*** de tricicletă? Nu pot să stau în echilibru, înțelegi? Nu ai pot să stau. Cu urechea? Da, cu urechea din c***. Nu știu, nu pot. O să fie lungă la drumul ăla, frate. 2 km. Asta înseamnă vreo... Înseamnă vreo mult, cu bicicleta îi făceam în 5 minute. 10 km de fotbal. Da, știu ce să fac. Îmi părea rău de tine că obosești și că mergi așa. Te enervai că pierdem mă enervam toată pierdem... ziua. Da, că am tras toată ziua, am stat în căldurile alea și uite că vine în sfârșit, din păcate, proba aia cu bicicleta și în ultima etapă. O să ne mănânce ăștia pe biciclete aici, nu? Eu ce zic? Mă gândeam, ăștia vin cu bicicletele și parcă vă cunde. Salut, băieți! Nu, asta e instalat din ăla. Care? Ha? Ce? Pe aici? Stai! Nu, e pe aici, hai! Hai! This is ready. They are 5. Yes? Oh! 5-1-1. La 511 găsesc și obiecte din astea mai de vestimentare. Parașută. Am găsit o parașută. Hello, 511. Da, kilos. Kilos, da, pe vechi, de a tetra, mai grosuți așa. Nice lady. Yes. We don't tell you who it is. Here comes the delivery man. Specially for you, 511. She walk here. I make heart. Ceva deosebit și am zis să-i împăturez superb, așa că ca o inimioară i-am făcut. Când o să și-i găsească, doamna va fi tare încântată de munca mea. Sper. So we have to take it one by one? How one by one? Or. Mă gândeam că trebuie să luăm toate hainele astea, așa, să le ducem, asta ce era în capul meu. Dar n-a fost așa, avea un sistem foarte bine pus la punct acolo, cu niște rafturi. 233, aici! Noi trebuia doar să le punem acolo. Veneau ei și bubau. Da, și veneau ei și... Da, exact. 340. Și am căutat, am luat de la mic la mare, după care l-auzim pe doamna. Uite aici, 300. You have 1 minute more. Wow, un minut peste... Și când am auzit că mai aveți un minut și noi mai aveam încă 3 rânduri de haine panică, nefăcute, tata. Panică. Dă-i. Uite-l aici, uite-l, era acoperit aici. Ok, era, next one. E, când intri în panică, nu mai vezi, nu mai gândești, nu mai observi. 544. Eu nu știam că facem proba asta pe timp. Chiar nu știam. Și era greu de identificat 11. Locul potrivit. Dar până la urmă am reușit. We are done. Done. Trebuia să ieșim, să facem stânga pe lângă o parcare, să mergem și apoi să facem din nou stânga, cred, sau dreapta. Ce ai înțeles, Elvira? Eu am înțeles că trebuie păi să facem stânga în spatele parcare. Păi și am făcut, nu? Da, și acum dreapta. Dreapta, da? Aici, nu? Ok. Și ne-am dus la dreapta și ne-am tot dus la dreapta. Pentru că trebuia să facem stânga și stânga. Ce fa de genul ăsta era? Dă-mă harta aia, băga mea. Ia mă, ține harta. Am luat-o greșit, unde am făcut stânga? Am luat-o greșit, mă? Hai! Greșim drumul, coborăm pe înainte, ne uităm pe harta prost, că trebuia să cobor după gard. Ne-am coborat înainte de gard. Ăsta e lacul în jos, sau ce p***? Pune-mi la
Am văzut râul după gard în partea alaltă. Ne-am întors, am urcat. Arunca. Ce arunci, mă? Bicicleta asta. Păi n-ai voie. De ce n-am voie dacă nu merg pe ea? Asta trebuia să mă ajute. Dezavantaj și mă bicicleta. Dezavantaj pentru tine. Dezavantaj pentru drumul. Ăla-i drumul. Care? Ăla. Și am luat-o după aia, după gard. Scria că iau pe drumul al bun, nu pe la printre piese. Le-am dat seama că ăsta e înspre râu. Am coborât, aveam niște semne cu astea expres care să ne ghideze. Parking area, scrie aici. Parking area, pune aici. Aici, lasă-o unde dus, o luăm repede. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.